Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre traficul de persoane, discutăm astăzi despre lumea prostituatelor din Olanda, din Amsterdam. Doamna Cristina Buliga este voluntară într-o misiune care se ocupă de prostituatele din Amsterdam, din Olanda. Stăm de vorbă acum prin telefon cu doamna Cristina. Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să vă rog să-mi spuneți despre lumea de acolo, din Olanda, din Amsterdam, de pe strada Roșie sau cum se numește. Da, deci cartierul Luminilor Roșii, numit Red Light District, este o lume total diferită de cea noastră. Este o lume despre care noi nu știm nimic, dar pot să spun că este un loc unde dragoste nu există. În ciuda faptului că se vrea a fi un cartier al dragostei pe bani. Da, cu adevărat, putem să o numim așa, o dragoste pe bani. De fapt, acolo fetele își vând trupurile și nu o putem numi decât prostituție. Cum se petrec lucrurile? Cum s-a început? Care este istoria acelui cartier și ce se întâmplă acum acolo? Deci, acest cartier există din 1500, dar legalizarea lui a fost făcută în 1 decembrie 2000 de către statul olandez, pentru că la vremea respectivă ei își doreau foarte mult să reducă criminalitatea din zona respectivă. Ceea ce de fapt nu s-a întâmplat, pentru că după 10 ani, fiecare fată care lucrează în vitrina de acolo este victimă a traficului de persoane. Deci fiecare fată are un proxenet. Cum adică lucrează în vitrină? Deci camerele lor sunt prevăzute cu o ușă gen vitrină, fereastră, iar ele stau expuse în costume de baie sau lejerie intimă, ca și într-un magazin, unde vezi pe stradă un magazin cu vitrine, unde sunt magazin de lejerie intimă, să spunem așa, sunt și fetele în acele vitrine. Ca o marfă, ca un manechin. Da, ca un machin. Ați intrat în discuții cu ele. O să vorbim și despre misiunea creștină de reabilitare a acestor prostituate cu care lucrați acolo, dar din discuțiile cu acele fete, ele au ales de bunăvoie să practice acea meserie în Olanda. Este o meserie sau au fost forțate de anumite persoane rău intenționate sau de condițiile din familie? Deci, în cei 3 ani și jumătate de când lucrez în această organizație și am stat de vorbă zi de zi cu aceste fete, nici una dintre ele nu a venit din propria voință pentru a lucra în prostituție. Fiecare fată are o istorie proprie, fiecare fată a avut o circumstanță care a determinat-o să ajungă acolo, dar niciuna nu a dorit să se prostitueze. În majoritate, deci pot să spun că mai mult de 9, deci în jur de 90% sunt traficate. Li s-au promis locuri de muncă decente, li s-au promis o viață mai bună, salarii bune, circumstanțele din țările de unde vin sunt dificile, deci toată lumea spune de sărăcie, dar ce am constatat acolo este de fapt o sărăcie spirituală a fiecărei țări de unde vin aceste fete. Cine credeți că este vinovat pentru ceea ce se întâmplă acolo? Bărbații care apelează la serviciile lor, sau probabil și femei care apelează la serviciile lor în lumea în care trăim, sau acele fete care își oferă trupul spre vânzare? Este foarte greu să spui cine este vinovat, pentru că și bărbații care sunt acolo sunt victime ale unor obsesii de ale lor. Deci vina este, nu știu, dacă să vorbim în plan spiritual, este cartierul roșu, este locul diavolului, deci este iadul într-o formă arhitecturală omenească. Cum acționați sau cum lucrați împreună cu organizația din care faceți parte ca și voluntară? Deci noi, deci toate membrele organizației sunt voluntare, deci noi trăim prin credință și prin donații, iar noi lucrăm în echipă de câte 2 persoane, suntem zilnic câte 3 echipe pe stradă, mergem pe stradă, salutăm aceste fete, noi încercăm să stabilim relații de prietenie cu ele pentru a avea încredere în noi. Ceea ce ne dorim foarte mult este să le facem să știe că nu toată lumea le judecă,
ca prostituate, pentru că noi dorim ca acest stigmat care există asupra lor să luăm pentru a se putea reintegra în societate. Cum procedați să faceți diferența între persoane care vor să apeleze la serviciile lor și persoane care au intenții bune față de ele, să înțeleagă acest lucru? Deci ele, eu ca și româncă, deci noi vorbim, să vă dau un exemplu, deci eu bat la ușă, sunt cu colega mea, deci la vitrină, o întrebăm ce faci, uite, noi suntem organizați, ajutăm fetele să, cu tot ce au nevoie, dacă aveți nevoie de traducere a actelor, dacă aveți nevoie de asistență socială, dacă aveți nevoie de cursuri de limba olandeză, noi oferim gratis și este momentul în care se deschide o ușă între noi și ele. După care le spun, eu cel puțin le spun întotdeauna, Domnul Iisus te iubește și chiar una dintre fete mi-a spus, cum să mă iubească când eu sunt aici în vitrină? Și a zis, da, El nu iubește păcatul tău, dar te iubește pe tine. Și chiar mă amintesc că acea fată a izbucnit în plâns, a zis, intră în cameră, noi am intrat în cameră ei, a închis draperia pentru că aceste vitrine au o draperie foarte groasă roșie și în momentul în care draperia este închisă înseamnă că ele sunt ocupate. Atunci am stat de vorbă despre Domnul Iisus, ne-am rugat împreună cu ea și știu că după 2 săptămâni a renunțat să mai lucreze. Dumnezeu este Cel care face minuni. Da, deci numai Dumnezeu poate să facă minuni. Noi suntem cei care, prin noi, vrem să-L vedem, să-L vadă pe Domnul Iisus, prin ceea ce facem noi, să-L cunoască pe Dumnezeu. După aceea sunt momente în care într-adevăr se întâmplă minuni, pentru că doar prin mâna Domnului putem să le salvăm pe multe dintre ele. Dacă aceste fete îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos, intră în legătură cu dumneavoastră și le vorbiți despre Dumnezeu și despre dragostea Lui, își schimbă automat toate meseria, între ghilimele meseria? Nu toate. Deci sunt situații în care confruntarea între noi și cuvântul Domnului în viața ei și diavolul este foarte mare. Deci avem chiar acum avem o fată cu care suntem în proces de a o ajuta să iasă din această profesie de aproape un an de zile. De fiecare dată când suntem aproape să o ajutăm, ne spune, este ceva demonic, cineva vine și spune, ești un nimeni, ești un gunoi, crezi că te vor ajuta, crezi că ei vor avea, există pentru tine salvare? Și în momentul respectiv abandonează și iarăși trebuie să o luăm de la început. Este pur și simplu vocea celui rău. Este vocea celui rău, da, pentru că în acest cartier se practică foarte mult ocultismul. Sunt femeile din America de Sud care practică voodoo, deci noi le vedem în dreptul vitrinei, tot felul de țigări speciale, tot felul de lucruri ciudate. Deci pur și simplu, cum spuneați mai devreme, este un colț de iad acolo. Da, da. Deci eu pot să spun că în fiecare zi merg împreună cu Domnul Iisus pe străzile iadului. Nu vă este teamă de proxeneții acestor fete? Probabil că au proxeneți bărbați care sunt ca un fel de stăpâni ai lor. Da, deci vă spun sincer, nu mi-este teamă. Știu, ei mă cunosc, eu îi știu. Majoritatea sunt albanezi, deci mafia albaneză își desfășoară activitatea în România ca la ei acasă, vorbesc perfect românește. În Olanda? Și în Olanda și în România, pentru că proxeneții albanezi au foarte multe fete și din România și le duc în Europa de vest. Deci dureros este că, nu știu, faptul, multe fete au spus, au devenit prietenul meu, avea bani, avea grijă de familia mea și familia acceptă cu foarte, foarte mare ușurință să-și lase fetele să plece în vest. Deci eu fac o paranteză, o scurtă paranteză, nu înțeleg o mamă care își lasă fiica de 18 ani și 3 zile să plece în străinătate, să lucreze într-un hotel, spune ea, și să fie liniștită. Deci că am întâlnit fete foarte tinere, deci eu spunea, acum 3 zile am plinit 18 ani și eram vitrină după 3 zile. Extraordinar. Care este background-ul, care este istoria celor fete? Un exemplu sau două? Am să vă dau un exemplu a unei fete. Deci,
o fată din Ungaria, am să vă dau exemplu de fete din Ungaria în momentul acesta, a fost vândută de la trei grupări mafiote. În fiecare zi mergem la ea și încercăm să vorbim cu ea, ne întrebăm, Doamne, oare mâine mai este în viață? Pentru că i-au administrat cocaină, deci degradarea ei fizică și psihică este la cel mai înalt grad, deci este imposibil să o salvăm. Și poliția nu intervine deloc? Poliția nu poate interveni pentru că ele sunt înregistrate la Camera de Comerț având meseria prostituată și atunci ele își desfășoară activitate legală pe teritoriul Olandei. Nu pot interveni, deși fac eforturi extraordinare, pentru că ele spun despre ei, sunt prietenii noștri. Este iubitul meu, este logodnicul meu, este soțul meu. Și în momentul în care declarația ei este aceasta, poliția nu poate interveni. Chiar dacă îi urmăresc și îi intervievează, ei spun, da, este meseria ei, eu o iubesc, nu mă interesează ce face acolo, pentru că acasă e soția mea. Și în momentul respectiv nu mai pot să intervină. Au fost arestați acum 2 ani, 2 proxeneți, ca să vă spun așa, veniturile pe care le au ei. Deci, venitul net al unuia dintre ei a fost de 200.000 de euro într-un an de zile, având 4 fete care lucrau în prostituție pentru el. Extraordinar. Și ele? Iar ele nu beneficiază de bani, deci trimit acasă pentru familie, ca să nu apară niciun fel de suspiciune, 300 de euro pe lună sau 400 maxim, dar aceste fete în săptămâni foarte bune câștigă în jur de 7-8.000 de euro pe săptămână. Bani care ajung la proxeneți. Bani care ajung la proxeneți, da. Dar nu despre bani sau nu banii sunt partea importantă aici, ci sufletul lor. Ne-a spus despre această fată care era drogată cu cocaină de mai multe grupări mafiote, pe care nu prea aveți speranțe că o veți putea salva. Da, deci sufletul... Ea este... Să vă explic că este o persoană care spiritual este moartă deja, pentru că noi nu putem discuta și nu putem să începem o discuție nici măcar despre salvarea ta, sufletului tău, pentru că este, când vă spun că este moartă într-un corp viu, deci așa este această fată. În schimb, pot să vă spun o poveste frumoasă. A fost o fată victima grupării albaneze, noi am salvat-o. Problema, deci a fost așa o lucrare miraculoasă, deci domnul a lucrat în viața ei, nu-și dorea să ajungă acolo, au forțat-o, a intrat în vitrină, trebuia să restituie banii, așa au spus. Iar noi când am vorbit cu ea, i-am spus, vreau să ne rugăm pentru tine acum 5 minute. Și a spus, rugați-vă, ne-am rugat pentru ea și rugăciunea noastră a fost, Doamne, te rugăm să o salvezi, să o scoți de aici. Deci nu am putut să folosim multe cuvinte pentru că însuși proprietarii acestor vitrine nu ne dau voie să stăm de vorbă mult cu ele, pentru că își pierd veniturile dacă noi salvăm o fată și pleacă din vitrine. Și știu că timp de 2 săptămâni nu a mai, deci niciun bărbat nu a intrat la ea în vitrină. Pentru că noi ne-am rugat în fiecare zi, cu toată organizația ne rugam pentru această fată, iar ea nu a mai primit niciun bărbat, nu intra nimeni la ea. Deci proxenetul i-a fost foarte supărat. Și într-o dimineață la ora 3 m-a sunat, Cristina, te rog, salvează-mă, vor să mă vândă pentru că nu le aduc bani. Noi a doua zi, bineînțeles că noi când le salvăm, ei nu știu cine suntem sau ce facem. Am luat-o, deci ne-am întâlnit în anume loc și am dus-o la adăpostul nostru. Ne povestea că într-una din zile a venit, ea avea mare nevoie de bani. Într-una din zile un bărbat a intrat la ea în vitrină, s-a așezat pe marginea patului și a spus, nu am venit să te ating pentru că nu pot să te ating, în tine îl văd pe Dumnezeu, nu pot, dar trebuie să-ți las banii aceștia. Și a lăsat 200 de euro pe marginea patului și a plecat. Extraordinar. Da, și această fată, trei luni după șederea în adăpostul nostru, l-a primit pe Domnul Iisus în viața ei, s-a botezat, iar acum este, deci anul viitor va primi naționalitatea olandeză, fiica ei am reușit să o aducem să fie alături de ea
Și a început o viață nouă în Olanda. Are un serviciu acum, fiica ei merge la școală și vrea, deci este foarte implicată în a face ceva pentru Dumnezeu. Foarte, foarte și foarte periculoasă slujba dumneavoastră acolo și foarte neobișnuită. Într-un fel este cam ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi pământenii. A venit să ne salveze, eram așa captivi ai celui rău, ai diavolului și unii dintre noi vroiam să fim captivi, alții vroiam să scăpăm. Dar Domnul Iisus Hristos este cel care ne-a dat eliberare și salvare și scăpare. La finalul interviului nostru aș vrea să vă întreb cum ați ajuns dumneavoastră să vă implicați în această lucrare periculoasă, în primul rând, dar frumoasă, de a salva suflete chiar din iad. Deci, Domnul m-a chemat să fac această lucrare. N-am crezut niciodată că voi fi acolo. Planul meu, ca și ființă omenească, să-i slujesc Domnului, a fost altul. Îmi doream să fac ceva măreț pentru Domnul, dar nu știam că mă va duce acolo. Locuiam în Spania, pentru că m-am mutat în Spania în anul 2000, iar în 2009 vocea Duhului Domnului mi-a vorbit și mi-a spus: pleci în Olanda. Aveam un serviciu foarte bun, deci eram master manager la o companie de lejerie intimă, deci nimeni nu și-ar fi închipuit sau nu, nici însăși familia mea nu a crezut că voi lăsa serviciul și voi pleca. Eram, deci pastorul nostru din Spania era fratele Nicu Tătar și vorbind cu dânsul și soția, dânsului mi-a spus: ascultă vocea Domnului și du-te în biserica pe care ți-o caută, ți-a pregătit-o el. Și în biserica în care am ajuns în Olanda, este o biserică olandeză, se numește Leuven de Evanghelie Gemeente, deci este o biserică penticostală evanghelică. Acolo una dintre fete mi-a spus: ai vrea, într-o de Crăciun, chiar era în 2009, pe 25 decembrie, mi-a spus: n-ai vrea să ajuți fetele din prostituție să înceapă o viață nouă? Mi-a spus: nu știu ce înseamnă asta, știu că totdeauna am avut milă în inima mea pentru ele și niciodată n-am dat voie nimănui să le judece. Nu știam de ce Domnul mi-a pus atâta milă în suflet pentru ele, dar am întrebat-o: spune mai mult despre aceasta și voi vedea ce voi face. Și atunci mi-a povestit despre organizația aceasta care se numește Bright Fame și despre liderul organizației Fritz Raubut și mi-a spus: au nevoie de cineva care vorbește limba spaniolă și limba română. Am ajuns în ianuarie 2010 la această organizație. Iar toate colegele, când m-au cunoscut, mi-a spus: Dumnezeu te-a adus la noi pentru că de 2 ani de zile noi stăm în rugăciune zi de zi și cerem lui Dumnezeu să ne aducă o femeie româncă care vorbește spaniolă. Și așa a început lucrarea mea acolo. În prima zi, când am intrat într-o vitrină și am stat de vorbă cu o femeie, erau femeile din America de Sud, eu vorbesc perfect spaniola, și când am îmbrățișat-o pe acea femeie, am știut că Domnul m-a chemat pentru aceasta și că dragostea pe care o am în inima mea din partea Domnului Isus este pentru a oferi acestor femei cu sufletul pierdut. Dumnezeu să vă însoțească, să vă binecuvinteze, să vă dea izbândă și să vă protejeze acolo împotriva oricărui fel de atac din partea oamenilor sau din partea celui rău. El să vă înconjoare în fiecare zi în puterea Lui. Vă Vă mulțumim mulțumesc mult! și noi vă mulțumim, stimați ascultători, aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Am discutat despre prostituatele din Olanda, din Amsterdam, dintr-un cartier rău famat, cartierul roșu sau cartierul felinarelor roșii din Amsterdam, despre femeile care au nevoie acolo de salvarea Domnului Iisus Hristos. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La ordinea zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!